Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online. Stai ce vreun cu pisica? Bună! Cu Remus! Salut! Cu Focaru! Salut! Și cu Luca Covrigu! Salut! Și astăzi, oameni buni, avem cel mai nebun event pe care l-am întâlnit vreodată în GTA Online. În seara asta, ce se va întâmpla în GTA nu s-a mai întâmplat niciodată, va fi invazie extraterestră. Da, ați auzit bine și chestia asta e oficială, ca să știți. Noi filmăm episodul ăsta pe data de 31, deci nu știu dacă se mai întâmplă și mâine, poi mâine, habar n-am. Dar astăzi ce vedeți aici este complet 100% real event, nu e făcut de hacker sau ceva de genul ăsta. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like, hai să strângem la episodul de astăzi. Nu știu. Peste 15.000 de like-uri? Peste 15.000. Ce nu? 17.000! 17.000? Nu, zic nu! Zici nu? Zic nu! 20.000! 20.000, mă! Ia să vedem! Be careful! Deci haideți să vedem dacă reușim să strângem multe like-uri la episodul de astăzi și pentru a fi pregătiți de event, va trebui să ne îmbrăcăm foarte înfricoșător. Deci, având în vedere că suntem lângă plajă, vă rog să mergeți la măști. Bine, nu știu acum dacă o să reușim, pentru că să știți că suntem pe sesiune publică. Pentru că eventul ăsta nu se întâmplă decât pe sesiune publică, da? Deci... Da. Ce o să vedeți? Nu, nu. A, Remus poate să zboare. Nu știam ce se întâmplă, zic, bă. Nu știam ce e aia. Da. Zic, bă, se glitchuiește unul cu motocicleta. Zic, bă, ce se întâmplă? De acolo văd Remus zboară cu motocicleta. Hai, că am înțeles. Bun, hai să vedem. O să mergem aici frumos. Ia uite, bă, ce șofer. Vedeți să nu trageți în ăștia, că nu mai luăm nicio mască dacă trageți în ei. Gata. Oh, nu, Remus! Nu, Remus! Eu îmi iau repede, că după aia nu mai iau. De unde? De aici, de la Masks. Unde vrei tu? Ce vrei tu? Ce? Ah, ok, mă gândeam că e una. Nu, no, ce vrei tu, poți să-ți iei? Monsters, uite, de la Monsters de aici sunt de ăștia cu monștrii din folclor. Unde-i Monsters? E o categorie, Monsters, și poți să-ți iei de ăștia care... Eu nu văd! Ce? Da, bă, par măști dovleci. Noi. A, dar chiar cu dovleac vreau. Evil Pumpkin. Dovleci. Mamă, ăla l-am pus. Evil Pumpkin. Perfect, perfect. Gata. Gata și vreau să ia uite că aici putem să ne luăm costum, nu, bluze. Bluze? Bluze. A, nu, da. Bluze, dar nu, ai bluze de Halloween ceva? Nu cred. Nu știu ce să zic. Posibil. Bun, toată lumea e dovleac. Auzi, da, vezi că avem, cred eu... Tactical jacket, overcoat. Păi și astea nu sunt tot astea, tot astea sunt. Păi da, dar alea sunt mai bluze. La festiv, ia vezi. Special tops. Nu este nimic la festiv. Special tops, mă uitam la special tops să văd. Unlocks, knockoffs. Da, bă, poți să-ți iei haine fake. Movie. Knockoffs. Serios? Da, așa se numește, knockoffs. Ia uitați-vă. La mine. Aulu, au, pleacă de aici. Pleacă de aici. Mamă, ăla chiar e înfricoșător, ce mască înfricoșătoare. Hai la haine. Hai la haine, dar nu știu la ce de asta de haine să mergem. Aici e aproape la plajă. Stai să văd, da, îl văd, e unul lângă noi aici la plajă. Bă, fiți atenți că s-ar putea să ne bubuie careva, că suntem pe sesiune publică, deci nu știu ce se va întâmpla. Dacă e să ne bubuie, vedem noi ce facem, dar să sperăm că nu o să se întâmple. Dacă ne bubuie, bă, mergem după ei și facem praf, ați înțeles? Da, clar, 100%. Mergem după ei și facem praf și pulbere. Bă, deci fiți atenți că se întâmplă eventul în curând. Mamă, în două ore din joc se întâmplă eventul. Mamă! Deci hai să ne pregătim. Be careful că... Oh my God, be careful! You can, you know... Mamă, era să mă ia! You can pitch pe jos and mori. Asta a fost calculat. Ia să vedem noi. Outfits. Bă, îmi trebuie un outfit ceva... Bă, trebuie să fie outfit ăsta mai desperiat așa, nu? Da, asta. Vinco, clothing is closed. Unde? Ce? La mine! Nu mă lasă să mă schimb. De ce? De ce zice closed? Ați făcut cu arma spre ăsta? Nu. Am venit cu motocicleta, dar nu cred că e o problemă. A, păi e o problemă dacă intri cu motocicleta la intru. Dar eu încă mă pot... Și eu la fel. Numai că dacă îmi schimb hainele ca outfit, îmi schimbă și casca de pe cap și... Da, și la mine la fel și trebuie manual după să pui... Eu o să rămân așa, ok? Hai că rămân așa, rămân așa. Bă, mă îmbrac măcar verde și să fiu așa, știi, mai alien. Și dă-i pe M. Stai, asta vreau să văd, la... M. Stai, la ce era, mă? La style, la accessories. Da. Și era la hats. Nu la hats, la mask? Da.
Gata, mă, hai să vedem, că am aici o grămadă de măști cumpărate, gata, perfect. Ia, ia uitați-vă la mine. Ia, ia uitați-vă puțin la mine. Mamă, păi te potrivești perfect. Stai, mă, unde ești? Unde ești, mă? Ia, uite, aici. Mamă, dar chiar s-a pasortat, vreau să zic. S-a sortat perfect. Ia uite, mă. Tu ce vorbești, Remus? Tu ce vorbești? Că ești o capră. Oh, sorry. Be careful, Remus, be careful. Remus, mamă, l-a călcat și mașina. Bă, fratele. Bă, Remus, am zis să be careful, dar n-ai vrut. N-ai vrut să înțelegi. Be careful. Deci fiți atenți, o să trebuiască să facem o organizație, cred, și vă spun și de ce, dar stai să vedem că se poate organizație. Hai că se poate. Stai put. Putem să intrăm toți? Bă, nu știu câte locuri o să avem, dar eu vă dau un invite. De fapt, stai mă, ia să vedem un elicopter pe aici care ar putea să includă mai multe locuri avem. Stai să văd. Nu știu. Dar nu e aici, unde e ăla cu elicopterele? Uite, uite, fix aici, mai în față. E mai în față. Uite, e mai în față. Scuză-mă. Uite, cineva a rămas pe lângă, da. Oh my god, be careful. Be careful că vreau să văd dacă e... da mă, uite că avem. Avem elicopter. Bine, știi care e problema acum? Dacă o să ne facă ăștia praf elicopterul... Bă, nu cred. Ia, stai așa. Sunt două elicoptere aici, ce-i drept. Bine, da, încercați și ea, vedeți, încăpem toți în elicopterul ăsta. Acum ai tot 100 de locuri libere. Hai, cine mai e devenit? Stai că îl dă jos. Ba nu, uite mă că merge. Îl mută pe... Nu, l-a dat în partea cealaltă. Mamă, deci care ne omoară pe noi, o să facă quadruple kill. Bun, ideea e felul următor. Orașul va fi invadat și din ce am înțeles, începând cu ora 7. Deci... Da, stați așa că vreau să... Cred că pe acolo să... Păi da, dar vreau să zbor așa puțin, să vedem din ansamblu. Ok. Să vedem din ansamblu așa puțin. Ia, deci cât e ceasul acum? Este ora 18:52. Deci fiți atenți că la ora 7 ci că trebuie să se întâmple ceva. Nu știu exact. 6 minute. Da, 6 minute din joc, să, da, 6 secunde, cred că nu știu cât e. Da, secunde, uite. Mai sunt 2 secunde. Gat. Ia, hai să vedem. Deci la ora 7. Ia? Se întâmplă ceva? Da. Bă, s-a făcut ciudată imagine. Bă, s-a făcut ciudată imaginea și la voi? Da, s-a făcut foarte ciudată ceață. Foarte ciudată. Bă! Ia uitați-vă în ce, pe cer sus. Că sunt niște buline negre. Bă, se face ciudat rău de tot ce se întâmplă. Bă, uite cum e. Uitați-vă. Uitați-vă pe un cer sus. Nu uite pe cer. Da, bulinele alea. Se extinde ceva... Ok, deci uitați-vă că e o ceață foarte ciudată din ce în ce mai puternică. Se formează norii aia sau ce sunt. Da. Se vede elicopterul acum. Da, elicopterul se vede ciudat rău de tot, nu știu de ce. E plin de nisip. Da. Ok, ne uităm în continuare în oraș să vedem dacă zărim ceva. Bine, cu cât trece timpul, trebuie să se facă, să se nopteze ca să vedem mai multe. Da. Momentan s-a setat așa vremea de event. Dar uitați-vă cum se vede, totul zici că e furtună de nisip sau nu știu ce s-a întâmplat. Exact. Da. Ok, nu știu exact ce urmează să se întâmple, dar vom aștepta. Trebuie să fie invazie extraterestră. Fulgere. Aoleu, unde? Ați văzut? Băi, eu nu am văzut. Vedeți că e un elicopter jos. Am văzut, nu vreau să ne intersectăm cu... Uite, începe furtuna. Am văzut și eu. Mamă, fulgere peste tot. Mamă, cum se vede, be careful. Doamne ferește. Be careful, oh my god, be careful. Pe ciliat vrei tu? Nu, în oraș vreau să stau ca aici, ci că o să întâmple invazia. Dar încep, mamă, uite-te cum se vede. Gata, mare hai pe Maze Bank, hai pe Maze Bank. Vrei să aterizăm pe Maze Bank? Dar nu, mie că vine careva pe noi și ne face praf. Pe Maze Bank ne putem apăra. Mamă, cum e! Nu, cum se vede totul. Păi da, aici e așa că ne poate da loc, știi? Măcar hai că să aterizăm. Să nu vă aruncați încă, să nu vă aruncați, că să nu vă iei liceu. Nu, gata, am aterizat, puteți să vă dați jos. Să nu vă duceți în spate la elice, vă rog, că acolo o să vă... Mamă, ce mișto e! Ok, nu... Uite-te cu sniper-ul! Da, chiar, mamă, gata, ce mă vedeți să nu, dați reload lângă cineva că l-omoară, da? Deci ca să știți... Mă, ce pot să ploaie! Să nu dați reload lângă cineva, da? Ploie o furtună de ploaie acum. Ia! Stați mai depărtați, vă rog. Da, stați depărtați, nu stați unul lângă altul, că e dacă posibil să dați din greșeală și să vă omoriți între voi, deci ca să știți chestia asta. Bă, începe ceva nasol în curând. Ia că mă duc aici sus. Asta e cel mai mișto event de până acum din GTA și mă bucur că am început să fac eventurile astea, deci chiar merită văzute și experimentate.
Și dacă n-ați reușit să intrați pe 31 pe GTA, uite că aveți videoclipul acesta ca să vedeți ce se întâmplă, da. Bă, se aud ceva bubuitor, l-auziți și voi? Da, și eu aud, și eu aud. Da, da, da. Mamă, cum s-a făcut? Bă, cerul e verde acolo, la mine, nu știu, și la voi? Da, și la mine e la fel, da, la verde. E verzui. Da. Luminează. Bă, uitați-vă în jos că s-a făcut verzui și parcă și niște lumini în jos să văd verzui, vedeți? Da, luminile se văd verde, da. Da, și uite, toată, bă, e ciudat rău de tot. Deci, prima dată a fost totul portocaliu, acum este totul verzui. Ok, cât e ceasul acum? Ia să vedem. 20:36. Ok. Hai să vedem. Ok, ciudat rău de tot, ciudat rău de tot. Mamă, dar s-a făcut verde rău de tot! Da, da, da. Uite! Dar invazia de ce e, Max? Invazia extraterestră. Invazia extraterestră. Și uite, se vede, este și semiluna acolo, nu știu dacă o să o zăriți după nori. Se vede puțin dacă vă uitați atenți. Este o semilună. Da, o văd, o văd. O văd, deci, o văd. Eventul ăsta se întâmplă cred că doar pe data de 31, nu sunt sigur dacă și zilele următoare. Dar ideea este uitați-vă la data de la ăla, de la parcul de distracții, că s-a făcut și aia verde. Unde e? Că nu o văd. Unde e Luca? Unde se uită Luca? Acolo? În partea aia, da. Tu te uiți acolo, uite acolo. O văd. Dacă fără scopul, se vede verde. Da, uitați-vă da, și luna, uitați-vă luna, e semilună, ciudată. Da, da, da. În GTA parcă era luna mereu plină, nu știu dacă s-a Da, rar a văzut o mușcată. Păi asta mă gândesc și eu. Da, cu e semilună. Bă, ia stai să dau aici. E ora 21. Ar trebui să se întâmple chestii? Nu știu, dar ar trebui să plecăm de aici. Dacă am luat ce oră trebuie? Păi nu știu, toată treaba asta începe la ora 7 și ai văzut că la ora 7 fix a început. Da, gen... da, da. Okay. Nu știu ce... A, da, începe treptat, dar da. Nu știu dacă uite, acum parcă s-a schimbat cerul, vezi? S-a schimbat, parcă e un verde mai închis. Ar trebui să mai stăm aici sau să plecăm oare? Poate din eu cauza... Eu zic să rămânem aici, ca să vedem când vine OZN-ul păi... deasupra noastră. Păi da, dar eu nu știu dacă... Poate dacă stăm hai aici, ne... poate nu... Bă, dar poate mai vine nu... cineva cu un elicopter. Nu, ăla e jos, m-am uitat eu. E jos? Da, da, păi da, dar mă gândesc că dacă noi stăm aici, poate să nu se întâmple eventul, că stăm mergem, aici. Ia, hai să mergem. Ha, intra... Dacă s-a întâmplat până acum? Păi eu știu, nu știu. Hai să ne mișcăm. Hai. Uite că a apărut! Uitele! Dați-vă jos, dați-vă jos! Uite-te deasupra noastră, deasupra noastră! Oh my god, e unul deasupra noastră! Wow, sunt peste tot! Bă, sunt peste tot! Dragerele! Bă, hai să aterizăm pe el! Hai! Mamă, cum arată! Mamă, ce ciudățenie! Ce ciudățenie mi se pare! Sunteți pregătiți? Hai! Ne trage în el! Ne trage cu unda! Ne trage, mă! Bă, primătorul! Porește, Max! Oh my god, oh my god. Mi s-oprește motorul în constant. Mi s-a oprit de tot. Ieșiți. Abandonați nava. A murit. Mi s-a oprit de tot. Mă duc, fiți atenți că mă duc cu parașuta spre el. Du-te. Bă, n-avem nicio șansă. Mi-a oprit motorul de tot. Nu cred. Wow, ce-i asta, frate? Genial. Genial! Da, dar măcarele nu mai dispar cum dispăreau înainte. Știi că... Nu, acum sunt tot timpul. What? Aoleu. Ok, o să-mi spuneți un elicopter și o să încercăm să mergem la... Din nou, pe unul din ele, să vedem dacă putem să aterizăm. Sunteți pe pod? Abilities. Ah, nu, Max nu e pe pod. Eu sunt cu focarul aici. Buzzard, gata, iau eu buzzard-ul. Stai să vedem... Mai, Max, sunt cu tine. Voi vedeți cum se vede tot jocul acum? What? Văd. Mamă. Păi, invazie, efectiv, invazie. Ești ninja. Ok. Intrați, cei din organizație o să poată să urce. Cine nu e în organizație acum, nu o să poată. Stai că vine și Luca. Cine nu e în organizație? Focarul sau cine e? Focarul nu e. Nu mi-ai dat. Nu am cum că el... Cine a apucat să intre, cine nu se... Nu, da, nu mai e loc. Da, acum vin și eu. Ha, bă, Luca! Ha, bă, Luca, stai acolo, Luca, că ne ducem noi. Mamă, e unul acolo. S-a făcut și mai... Bă, mi-a oprit motorul, iarăși. Nu cred. Nu ține de mine. N-avem nicio șansă.
N-avem nicio șansă, nu băi. Te poți apropia de ele. Bă, stai, am o idee, am o idee, am o idee, am o idee. Să luăm un avion, un elicopter, ceva. Nu, am o idee, mamă, cât a fulgerul. Am o idee, fiți atenți. Ne ridicăm foarte tare. Ne ridicăm foarte tare și după aia picăm în unul din ele. Dacă poți. Hai să văd, că deja am dă fum. Da. Cred că ți-l strică, nu te lasă. Mamă, cât de ciudat mi se pare. Dacă luăm un avion, efectiv avion. Da, putem avion, bănuiesc, da. Și în dreptul lui sărim. Stai, că încerc să mă urc. E una micușoară aici, care... Mamă, cum se vede, glumești cu mine? E jos, în dreapta, e una. Nu, stai, uite, mă, pe ăla cu tancul, să ai grijă. Da, uite, e una jos, în dreapta, jos acolo, vezi? Eu o văd pe aia, mi se duce motorul. I se duce motorul lui Max. Hai că încerc să mă duc așa, fiți atenți, fiți atenți. Nu vrei să sărim cu parașuta? Nu, nu, că intru în el, vreau să intrăm într-un de-asta. Mi s-a dus motorul. Mi-am prins motorul de tot. Pornește motorul! Nu mai merge. Săriți. Ok, am o idee. Cred că o să trebuiască să mergem să luăm avion, cum a zis Remus, n-avem ce să facem. Ok. Hai să ne ia focarul cu el. Bă, dar e unul cu tancul aici, mă, frate. Gata, nu mai am. Mi s-a oprit motorul. Oh, care a tras? Oh, nu. Hai. M-a omorât unul. Hai. Încercați să ajungeți la aeroport, dar n-ai, mă, frate, că vine ăsta cu tancul, uite-te. Vezi, și tu. Vezi, ocolește, Luca. Ia asta făceam. Ia asta, mă, dați-vă pe pasiv. Un așa event să... Securiser. Nu pot, ca organizație. Retire. Gata, enable passive mode, gata. Hai. Passive mode? Da. Gata. Dacă nu e hacker, n-are ce să-ți facă. Hai că vin la aeroport. Îmi trebuie mașină. Păi și mie, dar toți fug. Da, problema e... Uite că sunt și aici farfurii. Ok, hai că mergi și aici. Îs peste tot. Dar știi care e faza? Odată ce ai băgat passive mode, mai ai armă. Nu mai poți să oprești mașini. Da. Ba da, te pui în fața lor și opresc. Te pui în fața lor, da. Eu am luat, unde ești, Max? Gata, am luat și eu una da, acum. Ok, hai. Nu, suntem drum spre aeroport. Ok, merg și eu acum spre aeroport. Să-mi spuneți dacă ați securizat un avion ceva. Acum ajungem noi, da, suntem primi. Bă, oricum e mișto eventul, chiar dacă n-apucăm să mai prindem. Da, e aici? Nu putem intra pe aici. A, mă, frate, ba, uite-te da, și tu cum treceți. Dă-i cu spatele. Așa. Încerc, mamă, așa? Uite, este o navă și aici, la aeroport. Așa și dă-i în fața. Nu spune. Bă, eu nu cred că o să puteți să decolați, sincer să fiu. E care e treaba? E că nu e niciun avion aici. Păi da, poți să sun la Pegasus. Ia stai. Pegasus. E aici, ăla. Stai că dau eu la Pegasus acum. Stai că dă Max la Pegasus, dar stai pe loc, că după aia, dacă apare, nu vrea să apară în fața ta. Stai să vedem, plane. Vreau un plane, ce vreau? Gold, nu știu, ăla, gold. Nu am așa ceva. Noi? Are. Stai să văd, Titan. Poți și eu? Titan, da, e pe aeroport, da, nu neapărat, dar am spunat eu Titanul și ar trebui să fie ok, cred. Acum nu știu câte locuri o fi în el, dar nu. Nu, vezi, sunt peste 5 oricum. Crezi? Da, sunt, e Titan. Da, trebuie să fie. E Titan, dar eu știu dacă, na. A, uite-l, a apărut, uite, vino. Ăla nu-i Titan, ăla nu-i Titan, Remus. Dar ce? Ăla e luxos. Păi și chiar dacă e bun și ăla lor. E bun. Hai să mergem acolo, hai să mergem acolo. Păi da, nu contează de care să fie. Dar lăsați-l pe Max. Stai, unde e? Aici, în hangarul ăsta. A, e bine, e bine. Păi da, e perfect, asta are mai multe locuri decât Titanul, sunt sigur. Ia, stați așa. Mașina din drum. Nu cred că e pusă bine, dar hai. Nu, lasă că e bine. Hai, intrați. Păi e sigur tu că nu o luăm cu... Hai, mai intrați. Nu luăm cu nimic cu aripă. Da, dar focarul. Unde e focarul? Focarul e pe drum, uite aici. Intră acum pe poartă. Focare, vorbește cu noi. Aici ceas. Nu știu ce face focarul, dar cât e ceasul? Am luat extraterestri. E ora 1. Mamă, câte sunt. Uitați-vă cum se văd toate, Doamne ferește. Da. Hai focare. Nu, e una chiar aici lângă noi. Știu, dar vreau să mergem în oraș. Focare. Ok, el se duce la avionul lui singur. El are avion privat. Asta. Are avion. Aici v-am văzut. Lasă-mă, Focaru are avion privat, lasă, nicio problemă. Aici v-am văzut. Hai, Focaru, ia-l pe ăla și hai să mergem în oraș, da?
Ok. Bă, dacă mi-o oprește avionul aici? Păi du-te mai departe, du-te mai departe. Du-te sus, du-te sus. Du-te sus de tot și ia să aterizăm pe el. Nu, stai că mă duc așa. Mi-a oprit. Săriți. Săriți. N-a venit nicio șansă. Max! N-ai șanse, o, să te apropii de ele, n-ai șanse, efectiv. Da, te-o... uite, Luca, covrigul n-a murit. Păi da, păi m-am aruncat. Păi n-ai șanse să te apropii de... de... O care vine să ne iei cu avionul privat. Da, de șume mi s-a oprit, am sărit. Se oprește, bă, deci imediat cum te apropii să se și da. Oprești. Dar fiți atenți că am, am titanul în continuare. Stai, cine e cu mașina? Eu. Hai că vin și eu. Stai că până ajung eu pe jos, pe aeroport. E... da, hai să mergem. A, uite și pe Luca. Gata, haide sus. Hai, plecați voi, lăsați că mă descurc eu. Hai. Bă, nu cred că avem șanse să ne apropiem de ele, sincer. Și eu zic putem la fel, dar... Nu cred, dar sari pe acolo, da, poate. Putem intra, putem intra, putem intra aici. Hai că putem intra. Ăsta, dar nu în stilul ăsta. Ba okay. Da. Putem, că am intrat eu cu pistica. A, deci unde mi-e... A, deci fiți atenți, titanul meu e aici. Uite aici. Am pus eu pe hartă unde. La pisica e. La mine? Da. Se spuneați în momentul în care mă duc acolo, probabil. Mie mi-l arată, okay. Dar... nu știu dacă o să fie. Nu știu dacă o să fie spawnat. Nu mă uit, închide ochii. Nu mă uit, închide ochii. Adică nu te uiți. Păi nu mă uit așa. Aaa, cred că mi l-a despawnat. Cred că mi l-a despawnat. Da, nu. Uite-l. Uite, avionul ăsta. E avion de la mic. Ăsta nu-i titan, ăsta nu-i titan. Sunt doar doi. Merge și ăsta, hai. Hai. Mi-a sunat Pegasus să-mi zică ne cerem scuze, dar știi, nu păi putem. Păi și cum urcăm și mutat. Noi, că doar două locuri. Păi hai, două locuri măcar să încercăm. Hai, încercați cu două. Stai că m-am pus la... Nu văd mai multe locuri. Stai, eu unde m-am pus? Bă, stai mă, dați-vă puțin jos. Păi hai, Max, ce faci? Păi stai, eu apăs și mă pun în spate, lol. Uite, eu am apăsat acum și ce face caracterul meu? Unde se duce? Da, nu știu. Calculea ce face că nu se grăbește? Păi intră focarul, mă, frate. Am o focare. Da, am intrat în dreapta. Puteți intra. Intrați acum. Eu apăs, dar nu face nimic. E de două locuri, hai, mergeți. Nu e de două locuri, mai sunt locuri și în spate. Gata, am intrat. Sunt locuri și în spate, să știi. Nu mai e. Ba da. Sunt cu focarul în spate sau cu Luca. Cu mine, ia-s în dreapta. Nu mai. Ok, hai că mergem așa. Hai, pisică. Hai să vedem. Bă, nu știu ce să zic. Nu știu dacă o să reușim să aterizăm pe vreunul din ele. Știi ce? Am să încerc. Fiți atenți. Mă, sper că nu mi oprește motorul iarăși, dacă nici măcar nu mă duc spre unul dintre ele, nu? Da, fii atent, Max, du-te cât mai departe și sus. Da, pe asta vreau. Și noi o să ne aruncăm cu parașuta pe el. Dar nu mai văd nimic, frate, fulgeră și în continuu. E în dreapta e unul, Max. Nu, stai că mergem așa frumos. Hai de capul. Vă văd. Bă, deci, numai de la furtună, numai de la furtună, îmi dă avionul în spate, în jos. Deci, uite, acum am trage botul în jos, automat, uite. Ia, văd. Da, bate vântul. Eu cred. Oh my God, be careful. Yeah. Uite, deci, zic la ăsta să facem săritură. La ăsta de aici. Nu văd. Încerc să-l țin cât mai tare în sus. Fiți atenți, dacă s-a oprit motorul deja să risc, că nu se mai pornește la loc. Da. Și încercați să aterizați pe o farfurie. Eu zic să vă aruncați de aici, sincer. Nu, mai dai că merge. Păi merge, dar o să trecem de el după aia. Păi da, măcar să fiți cât mai aproape de farfurii și cumva aruncați. Suntem, eu aruncați-vă deja. Gata, hai. Mă uit la voi. Deci eu vreau să aterizez pe el. Asta vreau să fac, să aterizez pe el. Păi cum? Păi uite așa. Dau W cât mai mult? Eu pic pe lângă. Dar nu, fii atent că sunt aproape, mamă. Ia vezi. Am intrat în el! What? Bă, am intrat, deci practic nu poți să stai pe el, da, că te bagă, intri da, prin da, el, da. Am intrat în OZN, efectiv. Doamne ferește, ce event nebun. Am dat fâși și mor. A, păi ți-ai tăiat parașuta. Păi da, ca să stau pe el. Da. Ți-am zis că nu poți să stai fizic pe el, din păcate.
Da, ăsta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți episoade cu GTA Online, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!